Iată ne ajuns și astăzi la Mușetești, la cea de-a treia ediție a Școlii Internaționale pentru Patrimoniu, Cultură și Artă Constantin Brâncuș, ediția a treia. Ediție la care iarăși ne, ne bucurăm de patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Și vreau să vă rog să să ne transmiteți, să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră continuarea acestui, acestui proiect și care este părerea dumneavoastră în calitate de secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. În primul rând, vă mulțumesc pentru privilegiul de a fi împreună la Mușetești, în județul. Gorj la această a treia ediție a Școlii Internaționale pentru Patrimoniu, Cultură și Artă, Constantin Brâncuș. Am subliniat Constantin Brâncuș, care subliniere se dorește în fapt a fi un răspuns la întrebarea de ce în județul Gorj, de ce la Mușetești. Este în egală măsură un privilegiu pentru noi la Comisia Națională a României pentru UNESCO să acordăm acest patronaj, făcând o confesiune, fiind numai între noi doi, suntem foarte selectivi, nu acordăm în orice condiție acest patronaj, dar ceea ce așează fără dubiu ca argument în favoarea acordării patronajului este pe de-o parte ținuta intelectuală înaltă pe care școala internațională o are, în egală măsură această abordare participativă a tuturor generațiilor și a diverselor forme de manifestare a statutului profesional de la elevi, la profesori, la studenți, la cadre didactice universitare, specialiști renumiți național și internațional. Este despre patrimoniu, cultură și artă și suntem în anul 2022, an în care Sărbătorim cu toții pe planeta UNESCO, nu? în cele 193 de țări membre, 50 de ani de la adoptarea Convenției pentru Patrimoniul Natural și Cultural. Și ne gândim la Constantin Brâncuș, un simbol al sculpturii moderne, al formelor către perfecțiune, al comunicării unui mesaj despre creația umană unică, a unor forme de creație care transced perioadele de manifestare, în general, ale artei, ale culturii, ale patrimoniului și ne-am gândit că cel mai bine este să venim într-un loc plin de energie în care Brâncuș încă trăiește chiar dacă operele lui para fi doar bucăți dintr-un material, dar el comunică. Acesta este motivul pentru care apreciem că este important să fie asociată această Școală Internațională pentru Patrimoniu, Cultură și Artă cu mesajul, misiunea și viziunea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Am reușit astăzi să încheiem prima etapă a manifestărilor desfășurate în cadrul Școlii Internaționale pentru Patrimoniu, Cultură și Artă, ediția a treia. Uh, și am, uh, am închis-o cu tabăra de benzi desenate a CNR UNESCO, uh, condusă de profesorul Mihai Grăjdean, Grăjdeanu. O tabără extraordinară unde uh, peste 30 de copii au învățat să facă benzi desenate. Și aș dori, dacă, având în vedere că a pornit ca inițiativa dumneavoastră anul trecut, ne bucurăm că am reușit să îi găzduim și să facem prima tabără de benzi desenate din România și mă gândeam dacă, dacă doriți să spuneți mai multe cuvinte pentru că este inițiativa dumneavoastră și cred că oamenii ar fi, ar fi interesați să afle mai multe despre această tabără de benzi de senate, ce ne reunesc? Cu mare plăcere o fac, mai ales că este vorba despre, din nou, despre Constantin Brâncuș și mai ales că este vorba despre copiii care ne-au fascinat în aceste zile. Deci au fost niște copii care s-au văzut pentru prima dată, copii din diverse școli, dar sunt și copiii care ne-au însoțit în aventura benzilor de senate lansată anul trecut. De ce anul trecut, de ce Constantin Brâncuș, nu mă voi referi în mod necesar la toate aniversările anului trecut, dar două sunt semnificative. Pe de-o parte, este vorba despre aniversarea a 65 de ani de la aderarea României la UNESCO, pe care am vrut să o semnalăm prin diversele mesaje pe care România. Le-a purtat de-a lungul secolului de cooperare intelectuală, pentru că trebuie spus că această colaborare în cadrul UNESCO-ului nu a venit de nicăieri. România era deja înscrisă în dimensiunile internaționale ale colaborării intele intelectuale și, în egală măsură, a diplomației culturale. Pe de altă parte, un brâncuș la 145 de ani nu se poate rata. Ca un prilej remarcabil de a-l comunica mai departe, și să nu uităm că, în egală măsură, România aspiră să ofere omenirii brâncușul în calea eroilor, pe care am considerat-o a fi un bun subiect pentru depunerea dosarului la, pentru patrimoniul mondial. Și atunci, împreună cu profesorul Mihai Grășdeanu, am imaginat acest concurs adresat copiilor de, din gimnaziu. Este nu pentru că benzile desenate nu sunt pentru copiii mai mari, dar pentru faptul că ne-am gândit că educația pentru patrimoniu, cultură și artă, căci iată unde este o altă coincidență care ne unește, mm. programul Comisiei Naționale pentru... UNESCO, referitor la educația prin și pentru patrimoniu, se referă și la cultură și la artă. Ne-am gândit că face o bună găzduire nu, acestui concurs și, la vremea respectivă, într-o colaborare pe care, în fapt, o și continuăm cu Comisia Comună a Camerei Deputaților și Senatului din Parlamentul României, Comisia pentru relația cu UNESCO. Am convenit că acelora care vor reuși să se remarce la concursuri cu pricinale, li se va oferi posibilitatea să vină să spună mesajele lor direct lui Bruncuș la el acasă și așa se face că acești copii au venit și este pentru mine o ocazie de, pe care nu pot să o ratez să mulțumesc Consiliului Județean Gorj, să mulțumesc Muzeului Județean Gorj care au reușit să ne faciliteze vizitele la casa lui Brâncuș de la Hobița, la curțișoara, la muzeul artei, arhitecturii populare, și, în egală măsură, să fim în acest ansamblu monumental pe care oricare dintre noi nu și-ar dori să-l revadă în orice ocazie. N-a fost o masă a tăcerii cu 30 și de copii, dar a fost o minunată îmbrățișare a coloanei infinitului pentru care vă mulțumim și mulțumim și primăriei orașului Târgu Jiu că ne-a permis să îmbrățișăm în acel monument și desigur că o poartă a sărutului pentru tot ceea ce înseamnă uh, sărutul pentru infinit, sărutul pentru bună înțelegere, pentru toleranță, pentru bună comunicare. Deci, uh, 30 de copii care au reușit să stea 4 ore fără să se miște de la masă și care au uh, așezat mesajele lor referitoare la drumul pe care l-a făcut Brâncuș de la Hobita până la Paris. Parisul care găzduiește și sediul UNESCO. Mulțumesc mult! Ce mai vreau să, să punctăm și să relatăm este faptul că Școala Internațională pentru Patrimoniu, Cultură și Artă, după cum spuneam, are trei părți partea a doua fiind dedicată autorităților naționale și locale de la ministerele de ministerele tineretului, ministerul culturii, ministerul educației, autorităților locale prin consiliile cele trei consilii județene care cuprind conurbația Jiului, și aici vorbim de Gorj, de Dol și de Hunedoara. Și în etapa a doua, în etapa a treia, de fapt, după ce terminăm aceste ateliere de planificare strategică, ne vom ocupa împreună cu studenții de la Universitatea Națională de Arte, unde Constantin Brâncuș a studiat la Facultatea de Sculptură. Vom avea o tabără de sculptură aici a Constantin Brâncuș și tot din punct de vedere științific cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, vom, vom face primul proiect al școlii internaționale și anume vom face un proiect de restaurare a unei biserici, Biserica Sfinții Îngeri din Mușetești, deci tot la Mușetești, urmând ca ulterior să să facem faza de concept a primului parc științific și tehnologic din România dedicat industriilor culturale și creative. Și aici aș dori dacă, dacă puteți să ne spuneți mai multe cuvinte și cum, dacă considerați că viziunea asta noastră este, este benefică pentru viitor și dacă putem îmbunătăți ceva dacă Putem uh, lărgi acest parteneriat, poate și la nivel internațional. Ne-am bucurat foarte mult uh, să ne împărtășiți din experiența și expertiza dumneavoastră. Cred că deja aveți atâta expertiză adunată în jurul acestui proiect încât uh, o opinie, sigur, nu strică, dar el, ea este deja foarte conturată, foarte bine conturată și transmite foarte mult. Ceea ce în general apreciem în toate proiectele, oricare dintre noi, oricare ne-ar fi rolurile pe care le avem de jucat pentru vremelnic, apreciem colaborarea. Este foarte important și cred că suntem conștienți cu toții că acest parteneriat cu atât de multe instituții nu face decât să adauge valoare și să complementeze acea parte, complementaritatea este deci partea tare, aș putea spune eu, a acestei Abordări pe care dumneavoastră ați realizat-o. Este un proiect care, cred că, pe de-o parte, ne duce către un brâncuș care este universal, dar nu este un brâncuș rece, este un brâncuș al comunității, este un tezaur viu. Și un brâncuș, ca tezaur viu, am apreciat în mod deosebit acele discuții la care mărturisesc că am tras bine de tot cu urechea. La care discutați despre cum ar putea noile tehnologii, toată partea aceasta de digitalizare, să-l pună în valoare pe un brâncuș care poate chiar să umbre printre noi, ce știu eu, prin hologramele pe care dumneavoastră spuneați că le veți așeza undeva pe aici, nu știu, în casă, afară, și care să ne ofere posibilitatea să-i să ne adresăm, să-i punem întrebări despre la ce s-a gândit sau să-i împărtășim opiniile pe care le-am avut, deci toată partea aceasta de digitizare a operei lui Brâncuș îl face un foarte bun candidat pentru un alt program al UNESCO-ului, care este Memoria Lumii, cu toate că nu cred că despre acesta ar trebui să vorbesc în acest moment, dar spuneam că Brâncuș este al nostru al tuturor și am reținut faptul că în conurbația pe care nu autoritățile o anunță a fi din ce în ce mai vie și mai activă, Brâncuș se alătură și celorlalte obiective din patrimoniul universal al UNESCO-ului. Să nu uităm că vorbim despre o Sarmizegetusa în aceste în această zonă, după cum nu cred că doar un patrimoniu universal este acela care conversează cu omenirea pentru că la curțișoara am văzut ce înseamnă arhitectura populară și tot ceea ce a dăruit așezarea omenească din aceste locuri în, pentru patrimoniul local pe care cred că este foarte bine că toți cei care v-ați gândit să începeți acest proiect și să ne adăugați pe unii și pe alții de-a lungul vremii veți reuși să faceți. Este foarte important și salutăm în mod deosebit în calitate de Comisia Națională a României pentru UNESCO ideea de a adăuga prosperitate și dezvoltare prin industrie creative, prin cultură. În general, industria creativă și cultura poate a fost apreciată a fi o, o zonă de loazir, care ne relaxează și care nu este capabilă să ducă spre o dezvoltare și mai ales spre o dezvoltare durabilă pe care ne-o dorim cu toții. E bine că trebuie să subliniem faptul că este imposibil să nu adăugăm toate aceste dimensiuni și pe care la care dumneavoastră ați reflectat cu atâta, să spun, seriozitate și ne-am dorit foarte mult să fim împreună atunci când veți tăia panglicile acelea virtuale la care mă refeream referitoare la acest parc. Deci, E o zonă pe care am fi foarte bucuroși să o împărtășim omenirii și în măsura în care în statele membre ale UNESCO există astfel de preocupări și există, ne-am bucurat foarte mult să facilităm dezbateri, schimburi de idei despre cum se construiește, despre cum se valorifică, despre oricare ar fi forma, expresia culturală pe care am dau-o artei și, în general, patrimoniului, fie acesta natural. Și nu pot să nu spun apropo de patrimoniu, pentru că m-am referit în mod deosebit la cel cultural, că în conurbația dumneavoastră suntem mândri să avem și un geoparc pe țara Hasegului, pe care foarte multă lume din străinătate vine să-l viziteze și, așa cum dumneavoastră v-am auzit din nou vorbind, plănuiți să faceți itinerarii oferindu-le Atât românilor de toate vârstele, cât și oricărui alt cetățean interesat să facă aventuri pentru descoperire, posibilitatea să intre pe aceste itinerarii care descoperă culele, cula lui Tătărăscu, sau alte vestigii pe care le-am văzut. Am văzut un centru cultural al Comunei Mușetești, în care este posibil să vorbim despre multe alte valori pe care te-au în egală măsură. Da, mulțumim mult și mulțumim pentru onoarea și sprijinul pe care ni l-ați acordat. De asemenea, vreau să vă mulțumesc și pentru scrisoarea de recomandare, pentru că noi anul acesta am depus o candidatură la World Heritage Volunteers și sperăm ca în septembrie, la ediția 4 a Școlii Internaționale pentru Patrimoniu, Cultură și Artă, Constantin Brâncuș, să avem posibilitatea de a pune activitățile noastre pe harta internațională aceste inițiative tot a UNESCO a voluntarilor internațional pentru patrimoniu și iată să, să putem să să generăm o vizibilitate și mai mare pentru Gorj, pentru Brâncuși și pentru Mușetești. Mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru faptul că mi-aduc aminte cu cât, cu cât efort și câte investiție de, de intenție a existat pentru această aplicație, în fapt ați continuați un voluntariat care deja există, iar școala este internațională, deci nu face decât să adauge alții vizitatori la celor existenți și ne-am bucurat foarte mult ca toate cele care au fost depuse ca expresii de interes din partea diverselor fundații sau organizații să se întâmple și în felul acesta să acordăm pe de-o parte, cum spuneți foarte bine, vizibilitate, dar este o contribuție a României la patrimoniul mondial și în egală măsură să fim mai bine cunoscuți și de către tineri și de către aceia mai puțin tineri, deși de data aceasta vorbim despre voluntarii tineri care pot veni de oriunde. Ne bucurăm mult să știm că se va întâmpla acest lucru. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și nu, în ultimul rând aș vrea să, să menționez faptul că sperăm ca în septembrie să putem organiza cea de-a patra ediție în calitate de Club UNESCO. Noi am depus, am depus candidatura la Comisia Națională a României pentru UNESCO, de a deveni club UNESCO și așteptăm cu nerăbdare rezultatele selecției, cu speranța că ne vom regăsi printre cei, printre cei aleși de către Comisia Națională a României pentru UNESCO. Alegerea nu face Comisia Națională singură, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că e vorba de un Comitet Național de Desemnare, din care fac parte Ministerul culturii, Ministerul Mediului, Ministerul Educației, Ministerul de Externe, de asemenea, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Comitetul Economic și Social prin partea sa de societate civile, de reprezentare a societății civile. În data de 20 aprilie vom ști aceste rezultate și sperăm să fie certificatul de bună practică pe care dumneavoastră în calitate de organizator și vă mulțumim pentru faptul că din nou interesul pentru a comunica omenirii, nu omenirii UNESCO, s-a manifestat și prin această participare. Noi suntem cei care vă mulțumim și sperăm să fie un exemplu de bun de urmat și de alte organizații, de alte regiuni, de alte județe, de alte comunități locale.